Dacă e ieftin, trebuie să te întrebi de unde. Arată bine. Dar de unde a făcut omul ăla economia? Unde este economia de a reuși ție să ți-o dea așa de ieftin? Păi spune unde e economia. Eu de ce am venit la acest podcast? Ca să știe lumea că există acest serviciu. Dom'le, ia pe cineva care poate să depisteze ție probleme. Pentru că în mod frecvent găsim diferențe mari între proiecte și realitatea în teren. La noi totul ține de mentalitate. Pentru că dacă românul nostru își cumpără o mașină second hand, o verifică în două servicii. Dacă își ia un apartament sau o casă pentru care plătește 25-30 de ani credit la bancă, o ia pe încredere. Și m-a sunat proprietarul Harry, da, un agent imobiliar. Un așa, un grangur mare și a zis: "Auzi, bă, ai 20.000 de euro dacă iese bine." În secunda 2 am sunat clientul și i-am spus: "Eu nu mai mă duc. Nu mă mai duc. Că dacă iese bine ai 20.000, dacă nu iese bine nu-i mai ai nici ce aveai." Săpau, turnau un rând de beton din cifă, puneau borduri verticale, mai turnau un rând, erau case cu etaj. Da? Cum adică, mă, borduri? Știi, mă, când se înlocuia bordurile? Da. Și dispăreau bordurile, bordurile vechi unde se duceau? Unde? Unde? Se duceau ele undeva. În fundație. Nu știu. Deci...